tuturor, bine ați venit! Mă bucur că sunteți astăzi aici alături de noi la un eveniment special, o dublă lansare a lui Lucian Ciuchiță. Acest eveniment are loc în cadrul unui proiect mai amplu, care se intitulează Străzi Deschise. Este un proiect al Primăriei Capitale în parteneriat cu Arcen și, bineînțeles, și noi, Biblioteca Metropolitană București, suntem partener al evenimentului. În această dimineață, colegii mei de la Teatrul de Păpuși Licurici, colegele mele bibliotecare, au susținut ateliere de lectură pentru cei mici undeva pe Calea Victoriei, lângă Palatul Cec, în fața Muzeului de Istorie. Iar în această după-amiază ne adresăm unei categorii mai mari, mai elevate, pentru că vom avea câteva momente deosebite cu hrană pentru minte și hrană pentru suflet. Invitatul nostru de astăzi este Lucian Ciuchiță. Lucian, îți mulțumesc foarte mult că ai devenit prieten al Bibliotecii Metropolitane București și ne-ai ales în ultima vreme de fiecare dată pentru a-ți lansa cărțile. Nu ai prea mulți prieteni? Atunci va trebui și să le spunem celor prezenți mai multe lucruri despre tine. Eu trebuie să recunosc că printr-o conjunctură deosebită am aflat că suntem vâlceni amândoi. El s-a născut, a copilărit în Râmnicu Vâlcea. Eu m-am născut în Ardeal, am copilărit în Râmnicu Vâlcea. Mai mult decât atât, nu știu dacă știi că am absolvit același liceu amândoi. Tu puțin mai devreme decât mine, nu cu mult, și este același liceu, așa ca o montenitate, pe care l-a absolvit și unul dintre foștii prim-ministri ai României. Da, el chiar a fost coleg de an cu mine. Eu am încercat să sintetizez câteva informații legate de tine, pentru că tu scrii povești nu pentru copii, ci pentru oameni mari, și tu însuți ești o poveste. Ești poet, romancier, dramaturg, eseist, scenarist, român. Și o să vă spun imediat de ce am zis român. S-a născut la Râmnicu Vâlcea, așa cum am spus, a absolvit liceul energetic din Râmnicu Vâlcea și în cadrul ASE București, facultatea de cibernetică, și parcursul firesc a fost și obținerea doctoratului în cibernetică și statistică, tot în cadrul ASE București. A lucrat în televiziunea română, iată un alt punct care ne unește, amândoi am fost colegi la un moment dat în televiziunea română, ca reporter special, redactor, realizator de emisiuni. A început activitatea jurnalistică cu prima emisiune studențească Gaudeamus imediat după 1990, de fapt după 1989, chiar în decembrie, fiind unul dintre studenții revoluționari care au participat la evenimentele de atunci. În iunie 1990 este angajat redactor la redacția de știri a televiziunii române. După realizarea două filme documentare, este primit în Uniunea Cineaștilor din România în mai 1991 și în Asociația Dramaturgilor de Film. A realizat peste 100 de reportaje și sute, peste 1000 de reportaje și sute de emisiuni, cele mai cunoscute fiind Lege și Fără de Lege, Transfocator, Actualități, Poliția în Acțiune, probabil vi-l mai aduceți aminte de atunci, Bună dimineața, precum și rubrici în cadrul altor emisiuni de cultură și artă. A fost profesor universitar și a predat statistică și modelare economică la ASE, la Universitatea Română-Americană și la Universitatea Titulescu. De asemenea, a predat și economie la Academia de Poliție. În momentul de față este cercetător științific asociat la Academia Română. Ca scriitor, pentru că noi despre scriitorul Lucian Ciuchiță vom vorbi astăzi, a debutat în 1996 cu volumul de poezii Oameni și țărmuri, cu prefața scrisă de nimeni altul decât Marin Sorescu. Este discipolul, de altfel, al maestrului Marin Sorescu, cu care a avut și o puternică colaborare. A scris scenarii de film, de lungmetraje, a realizat 3 filme documentare. Până în momentul de față știu că ai publicat peste 30 de cărți. O să ne spui mai multe despre câte cărți ai publicat. 33, ne spune. Volume de poezie, romane, nuvele, eseuri. Romanele sale se găsesc în toate librăriile din România și se bucură de aprecierea cititorilor. Cu toate acestea, Lucian este mai degrabă cunoscut în străinătate decât în România.
spuneam la început că este scriitor român. Și spuneam acest lucru pentru că este promovat ca scriitor francez în toate țările francofone, dar și în Japonia, de o editură pariziană. Și după cum singur se definește, este un scriitor, un destin literar, un spirit liber. Credeți-mă că mai sunt foarte multe lucruri de spus, pentru că așa cum vă ziceam la început, Lucian Ciuchiță este el însuși o poveste, o poezie. Dar o să-i dau microfonul să ne spună mult mai multe despre cărțile pe care o să ni le prezinte astăzi și după aceea să dea cuvântul și invitaților săi. Lucian, îți mulțumesc încă o dată pentru prezența ta în cadrul străzilor deschise la Biblioteca Metropolitană București, iar de acum înainte microfonul îți aparține, că ești un foarte bun vorbitor și știu că o să ai foarte multe lucruri de împărtășit. A venit piatra și mi-a spus, hai în sus. A venit ploaia și mi-a zis, hai în sus. A venit soarele și mi-a spus, hai în sus. Apoi a venit un înger și mi-a zis, hai, e atât de simplu, precum întoarcerea clipei nisip. Bine v-am regăsit, dragi prieteni, și mă bucur că sunteți într-un număr destul de mare. Așa cum am prezentat eu la emisiunea de anul trecut, când prezentam Citadela Scriitorilor, sunt un locuitor al Universului. De ce am să vă prezint mai pe larg, de ce mă simt cu acest spirit liber? Nu mă mai regăsesc într-un singur loc. Mulțumesc, Ramona, pentru frumoasa prezentare. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru prezență. Și acum să pusim așa un pic în lumea literară și în problematica ei. Pentru că, spuneam eu mai demult, bunica mea, Alexandrina, avea o vorbă. A fi om e lucru mare. Eu aș parafraza și a spune, a fi scriitor este lucru mare. Este un lucru pe care mulți îl doresc. Probabil că pare interesant. Vedeți în filme, mai ales în marea majoritate în filmele americane, unde toți sunt scriitori, toți sunt blocați la un moment dat, sunt într-o pană inspirațională și după 5 pagini sau la primul roman s-au blocat, nu știu cum să mai meargă mai departe. Aceste informații pe care le primim și cu această ușurință că oricine poate să fie scriitor, cu atât mai mult romancier, de multe ori mi se încerc să transmit un mesaj că scrisul, această patimă a scrisului, nu este pentru oricine, trebuie să ai un mare talent, iar viața ta va fi hrăzită pentru acest lucru. Nu oricine este scriitor. A nu se confunda cu cei care își depășesc anumite limite emoționale și transmit câteva impresii pe cât un blog, fac acea blogăreală. Eu disprețuiesc acest lucru pentru că se face o mare confuzie. Literatura înseamnă altceva. Scriitorul, prin definiție, este un creator. Un creator de opere literare. Și atunci cum să te compari tu cu un scriitor? Tu care emiți câteva impresii undeva pe o pagină, pe Facebook sau... iată această confuzie, iată ușurința cu care anumite edituri din România și nu numai promovează sau publică autori care nu ar trebui să fie publicați, pentru că nu au acel talent, pentru că nu transmit ceea ce trebuie și pentru că ei nu fac altceva decât să aglomereze cu foarte multă maculatură, librăriile sunt pline de așa ceva, mai mult decât atât ne trezim, sau scriitorii foarte importanți, nu vorbesc numai de clasici, și contemporani, care au ceva de transmis, sunt undeva astupați, nu se mai văd. Ei sunt undeva ascunși sub teșghia, pentru că în vitrine o să vedeți foarte multe cărți care nu au nicio legătură cu spiritualitatea, cu esența umană, cu reperele morale pe care un scriitor ar trebui să le transmit. Revin la ideea că un scriitor este un om deosebit, un om superior, un om care vede dincolo de zidul manipulării. Un scriitor puternic întotdeauna va transmite cititorilor mesaje extraordinare.
care n-au nicio legătură cu ceea ce vedeți la televiziune. Și iată de ce oamenii au decăzut foarte mult, sunt foarte pasionați de emisiuni unde platitudine și elucubrațiile sunt la ele acasă, nu mai au timp de citit, o să spuneți că viața s-a complicat, că timpul s-a comprimat, fel de fel de explicații. Numai de a accepta adevărul și de a recunoaște, uitându-vă în oglindă, că de fapt nu vă mai interesează sau nu-i mai interesează literatura. Nu-i mai interesează pe cei care transmit, cei care ne-au format, cei care ne-au educat. Educația este vitregită, scriitorii sunt marginalizați, mă refer la scriitorii puternici, și o să vă puneți întrebare, de ce oare? Pentru că, probabil că spun acum platitudini, clișee, probabil că ați înțeles acest lucru. O nație cu cât este mai îndobitocită și mai proastă, cu atât este mai ușor de subjugat. Și atunci ce să caute un scriitor puternic, un scriitor care transmite prin romanele lui semnale, sunt romane manifest. E, aici am să fac o mică pauză, deci toate romanele mele transmit emoții deosebite și adevăruri pe care numai dacă doriți să le descoperiți o să le regăsiți, dar o să fac o mică pauză pentru că trebuia să-mi privină mai târziu microfonul și acum îi urez bun venit Iasmine Coman, managerul de la Leader Press Publishing, editura la care am publicat două romane. Îi predau microfonul pentru că așa era ordinea firească. Bună ziua, îmi cer scuze pentru că am întârziat. Vă rog să mă scuzați, dar traficul a fost o problemă. Și ce să vă spun, în primul rând, vă mulțumim pentru prezența la lansarea celor două minunate romane ale scriitorului Lucian Ciuchiță, Detronarea regelui și Umbra care ucide. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre romanul Detronarea regelui, care a fost publicat la editura Liber Press Publishing. După cum vedeți și noastră și după cum ați citit, un titlu interesant, un titlu intrigant, și coperta este la fel de misterioasă și pot să vă spun că este un roman original cu o intrigă bine închegată care abordează subiecte moderne și de actualitate, exact ceea ce spunea puțin mai devreme domnul Lucian Ciuchiță, iar dânsul reușește să realizeze prin acest roman o amplă radiografie a societății în care trăim. În esență, romanul este o avertizare serioasă asupra pericolelor venite din partea celor din jurul nostru, cei care își doresc supremația lumii. În acest roman, vreau să vă spun că este un roman foarte original. În acest roman, acțiunea se petrece într-un mic castel, unde va fi organizat un bal mascat. Principalul personaj, ca să-i spun așa, creierul, este Sir Martin. Sir Martin care vrea să profite de haosul creat de pandemie și vrea să instaureze o nouă ordine mondială. Și de aici el creează o regie, își face propria regie ale propriilor planuri, invitând la castelul său 13 personaje, personaje diferite, personaje din domenii diferite, începând de la falsificatori, hoți, traficați de droguri, realizatori de emisiune, proprietari de librărie, dar toți aceștia fiind ori corupți, ori având un trecut murdar. Se bazează pe informațiile care le are și trimite cele 13 invitații care au și câte o mască de un colorit diferit, cu o simbolistică masonică, dar care sunt însoțite și de poze și de video compromițătoare. Cele 13 personaje pe care noi le avem, nu o să vă dezvolui foarte mult despre ele, decât pot să vă spun că domnul Ciuchiță, fiind un abil cunoscător al tipologiei umane și un fin observator al detaliilor,
reușește să creeze 13 personaje complexe. Complexe și nu numai atât, veți descoperi despre, intră în viața fiecărui personaj. Veți descoperi fiecare personaj în parte. De asta eu cred că toate personajele la un moment dat vor deveni personaje principale, pentru că despre fiecare avem ceva de spus, despre fiecare vom descoperi câte ceva. Și astfel, nu numai atât, vreau să vă mai spun că acest Sir Martin este un pasionat de numerologie și atunci el se bazează pe cifra numărul 7 și vrea să aibă 7 persoane la putere, pentru că acest 7, cifra 7, crede că îi reprezintă cel mai bine ceea ce el vrea să facă. De aici vom avea o întreagă intrigă, o întreagă teorie a conspirației și vreau să vă spun că veți rămâne uimiți pentru intriga care a fost creată și personajele cât de complex și de bine au fost construite de către domnul Ciuchiță. Cineva spunea, de fapt, o prietenă de-a mea îmi spunea la un moment dat că am vorbit cu ea și mi-a spus că după ce a citit romanul domnului Ciuchiță, a spus: domne, ideea este că așa cum dânsul a descris acolo, și eu îmi pun întrebarea că această pandemie a scos probabil tot ce e mai rău din noi. Și atunci această carte devine cumva un document. Un document care va rămâne în timp și care probabil peste ani de zile vom vedea ce s-a întâmplat în acești ani. Este un roman care te pune în același timp și pe gânduri. De ce? Pentru că te gândești cât de corupt poate să fie omul și până unde poate să meargă pentru putere și pentru bani. Așa că eu ce să vă spun, vă invit să descoperiți acest roman, să vedeți dacă planul acestui Sir Martin a fost dus până la capăt, dacă se realizează, ce sarcini primesc cele 13 personaje și nu numai atât, să vedeți cât de actual este. Eu nu pot să vă felicit și să vă mulțumesc că ați ales să publicați la editura noastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Mulțumesc, Iasmina.